Târgul de Crăciun din Buzău, organizat de Primăria Municipiului, a fost deschis oficial în această seară. Iluminatul festiv montat în toate zonele orașului a fost aprins prin apăsarea butonului de către copii. Doamnelor și domnilor, s-au aprins luminile! Să înceapă petrecerea! Piața Daciei a devenit un magnet pentru buzoieni. Unii dintre ei vin să cumpere diferite produse specifice sărbătorilor, alții vin la patinaj. Că românul-i suflet mare și nu-l scoate la vânzare. Astăzi s-a dat startul oficial al distracției de sărbători, pentru că până pe 24 decembrie, atmosfera de sărbătoare a târgului va fi întreținută prin evenimente diverse, de la spectacole folclorice și dansuri tradiționale, până la concerte de colinde și ateliere creative pentru copii, ce se vor desfășura în fața primăriei din Buzău. Să dovedim că suntem uniți ca să reușim. Vă mulțumesc foarte, foarte mult că sunteți aici. La mulți ani, dragi buzoieni, la mulți ani, Buzău, la mulți ani, România! După acest eveniment urmează deschiderea orășelului copiilor, care va avea loc pe 21 decembrie în Parcul Crâng.